Destabilizarea situației în Europa de Est reprezintă o amenințare pentru Georgia și Republica Moldova. Acordurile de asociere cu aceste țări vor fi semnate la Bruxelles pe 27 iunie, înaintea reuniunii Consiliului European. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European înaintea summitului G7, care are loc la Bruxelles. Oficialul european a lansat un apel Federației Ruse la cooperare cu președintele ales și legitim al Ucrainei pentru a contribui activ la desescaladarea situației din estul Ucrainei.